Continuăm și cu o veste bună, în sfârșit. Maraton de transplanturi de rinic la Spitalul Parhon din Iași. Doar în ultima săptămână, 7 oameni au primit o nouă șansă la viață. Unii dintre pacienți au așteptat ani la rând acest moment. Iar acum, se bucură din nou de viață, de familie și de prietenii dragi. Ultima săptămână a fost grea pentru medicii de la Spitalul Parhon din Iași, însă satisfacția pe care au simțit-o în momentul în care au realizat că au salvat 7 vieți șterge orice urmă de oboseală, spun ei. Au fost 7 transplanturi în 6 zile, lucru care ne-a supra-solicitat pe toți, și echipele de recoltă, și echipele de implant, și secția de terapie intensivă, și secția de transplant care este plină, având acești 7 pacienți internați. Și echipele de la nefrologie și toată lumea este, să zic, supra-solicitată prin numărul foarte mare în scurt timp. Cea mai recentă prelevare a avut loc la Moinești, ambii rinichi fiind donați unor bărbați aflați pe lista de așteptare. Cei mai norocoși care au beneficiat de transplant sunt acum bine și se refac sub atenția medicilor. Toate aceste lucruri sunt făcute după o experiență de 20 de ani a centrului de transplant de la Iași. Sunt făcute după investiții, un bloc operator nou și o secție de transplant în care sperăm să se mute toți acești pacienți începând cu luna martie. Și la fel este o speranță pentru toți ceilalți pacienți care sunt pe lista de așteptare în prezent. Din păcate, foarte mulți pacienți, foarte mulți tineri. Sunt și persoane care încă așteaptă pe listă de câțiva ani buni și care, din păcate, și-au pierdut speranța. Mulți pacienți fac dializă de mai bine de 20 de ani. Nu știu ce să zic. Dacă altă variantă nu ești, n-am ce să fac, nu prea e. Important este, dar nu pot să răspund acum, nu știu ce să răspund. Câți ani sunt? 20. Păi de ce? Insuficiență renală. Așteptați de mult pe listă? Păi aștept de foarte mulți ani, dar nu prea mai vreau să mai fac ani de dializă și sunt complicați. De la începutul acestui an la Iași au fost făcute 10 transplanturi renale.